ceva în România. Era un suflet amărât, Sammy Cayman, care era un impresar. România însă, din păcate, este filmată în Republica Cehă. De ce oare? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Bine v-am găsit! Bine venit, da, ne vorbim cu dumneavoastră, bune 50 vorbim de euro. Vorbim de cartier, că n-am mai fost niciodată. Ce, cum e asta cu 50 de euro, apropo? Cine zice noastră plătește 50 de euro, așa că... E regula casei? Da, mă rog, depinde în ce țară suntem. Poți fie 50 de dolari, poți fie francerveție, depinde. Irina Margareta Nistor este admirabilă, deșteaptă, are umor, sângele îi e aproape albastru. Pare mereu deasupra lucrurilor și este mereu în miezul lor. Nu doar că a văzut filme toată viața ei. Acum câțiva ani, documentarul Chuck Norris versus comunism, regizat de Ilinga Călugăreanu, îi era dedicat. Nu, nici nu are rost să-l discutăm pe astfel. Prea multă mâncare. Produse, uite, uite. Dai să taie. Tăiem sigur. Da, să dăm negru la televizor și să vorbește această doamnă. Vocea recomandă clar gazda. Adică poți să-mi pun masca, că oricum mă recunoaște, am înțeles. Da, chiar vrei? Nu, eu cu plăcere am de toate felurile, să știi, inclusiv cu omulețul lui Gopo, da? E frumos și e de povestit. Cum această generație care crește acum și care își ridică cu greu nasul din telefoane, care nu are nevoie de voce să le dubleze filmele, foarte bine, reacționează? Să citească. E, pentru mulți, în afară de SMS-uri, e singura ocazie de a citi ceva. Ceva. Subtitrarea de la filme. Așa, da, că, exact. Da. Și totuși ei reacționează când îți aud numele. Da. Cred că ne aud vocea, numele mai puțin. Da. Cred că și da. Numele, da. Să știi. Mă rog, da. Nu știu dacă ai fost în vreo în vers de cântec, dar cred că da. Da, da, da. Ca așa. Și fotbaliștii. Și asta cred că trebuie povestit. Dacă îi întreabă, uite, dacă îmi întreabă un puș din ăsta de 17-18 ani, cine e această doamnă care-i voce e ușor de recunoscut, ce ar trebui să le spunem? Ce te recomandă? Ah, bună idee. Oricum, știi că m-am distrat, cum îi spune, emisiunii, știi, și mi s-a părut așa de... Și eu, făcând limbi străine, evident că m-am uitat în dicționar. Băi, să văd. Dacă există feminin de la idol, există idoliță. Idoliță. Deci, în cazul în care nu știai, așa. După care nu ladează să țin minte. Plăcut, da, mi-a plăcut explicația, știi, că este o zeitate păgână, dar care poate fi și diavol și zeu în același timp, adică mi se pare așa... Uite, cam asta e, dacă vrei să fac așa un portret, e cea care pe casete v-a dublat Paripile Vântului, și din engleză și din italiană, că inițial a intrat într-o variantă în italiană, Dumnezeu știe de ce, într-adevăr, el rulase ceva la un moment dat, deși la o distanță foarte mare de premiera din 39. De varianta originală. Deci la, pe mare ecrane, în București, la Sala Palatului și la Cinema Patria. My name is Irina Nistor, as you can see in there, and during the 80s, I was living, as I am living now, in Romania of Ceaușescu. So in the 80s, especially after the second half of the 80s, it was extremely complicated, our life in there. We had huge queues, bigger than the one we had during the break, to buy anything we could find. We had 1 kilo of sugar, 1 of flour, 1 of oil per month, and 6 eggs. Dar eu revin la idolița, da, căutată în dicționar de astăzi. O doamnă care a trăit mare parte din viața în această casă. Toată viața, de toată fericire. Viața, toată adusă viața. De la maternitate chiar aici. Exact, exact. Și dusă înapoi, că m-am îmbolnăvit suficient de repede ca să mă duc înapoi, da. Și povestea cu limbile străine a apărut, înțeleg, de la bunica. Mama mea era profesor de franceză și, da, ca să, mă rog, te știa franceză, engleza nu era în perioada aia, în mod special, așa că nu. Nu, a apărut în ideea că aș fi fost cam a cincea generație și totuși ce facem copilul ăsta, adică ar fi prima care n-ar face o facultate când mi-am dat seama că nu pot să fac medicină. Și atunci, da, au zis, gata, repede înainte, ce facem? Ți-ai dorit medicină? Da, eu mi-am dorit, da, medicina nu m-a dorit pe mine, cam asta e, da.
Irina povestea că bunicii ei din partea mamei erau urmașii unei familii franceze, stabilită la București. De luat în seamă și de ținut minte este că îi chema Joban, Joben cum a fost el românizat, și de la ei s-a preluat și a rămas în dicționare numele celebrei pălării tubulare. De fapt, nici nu era nevoie ca Irina Margareta Nistor să facă mare lucru ca să provoace cu alte variante scenarii de film despre propria ei viață. Cât ai încercat? E, un pic așa, când am văzut eu că trebuie să rețin tot ce scrie acolo, mi-a trecut. Adică așa, cred că mai degrabă așa, un fel de Florence Nightingale, ca să nu zic Regina Maria, ca să nu părem prea încrezuți. Asta mi-ar fi plăcut așa, adică să alin durerea, dar nu cu tehnica, adică neapărat să știu partea asta. Plus că mi se pare o foarte mare răspundere, știi, să pui un diagnostic, să așa, da. S-a întâmplat ceva? Nu. Întreaga lume parcă se învârtește în jurul meu. Truman este șocat. Niciodată nu te-aș minți, Truman, ci-te așa ușor, muzică, sentimentală, ca pentru Truman Show. Bine, ce ai făcut mai târziu, toată experiența asta de a aduce oamenilor într-un sistem care le interzicea atât de mult, să le dai sentimentul că sunt parte din ce se întâmpla mai frumos la nivel mondial, adică să-i faci părtași la cinematografia mare, care nu ajungea decât foarte puțin în cinematografele comuniste din România. Până la Cinematecă mai ajungea, dar era în București doar. Atât. Doar în București, așa, da. În păcate. Da. A fost mai mult decât poate ai fi reușit ca medic. Da, categoric, nu. În mod sigur n-aș fi putut să fiu un Cristian Barnard, așa că... Și el a avut un număr finit de oameni pe care i-a salvat. Și el a făcut un număr finit de transplante. La tine aproape că nici nu mai știm cât de mulți am fost noi care am... Câțiva molipsit. Nu numai, ci și. Ai fost cumva... Adică vocea asta înseamnă că am avut o șansă, da? Aia a fost una din puținele șanse pe care părea că ni le dă... Cred că șansa e a mea, nu neapărat. Adică indirect este. Dar nu știu dacă erai conștientă de lucrul ăsta. A, nu, habar n-avem ce se întâmplă cu ele, nici nimica. Și nu... Nefiind nici afacerea mea, habar n-aveam cum să împrăștie, nu știam nimic. Doar eu eram fericită că le văd. Și chiar întotdeauna glumeam și ziceam că noroc că nu s-a prins cât de mare e pasiunea, că probabil că m-ar fi chemat cu bandă acasă ca să le traduc, adică nu. Vedeai niște filme, probabil băgate în țară ilegal. Vizionarea era ilegală. Era extraordinar să faci ceva ce nu e legal în comunism, adică ce nu e comunist. Să vezi filme imperialiste. Călcăm cumva pe cărbune aprinși, că multă lume a auzit povestea din, cu această voce spusă. Dar, pe de altă parte, mi se pare că e o datorie, ca într-o emisiune în care aduci la prezent niște oameni, niște vremuri, niște întâmplări care au devenit perene prin ele însele, să nu o spui într-un fel sau altul. Cum a început, de fapt? Ajunsese și la televiziunea română, da? Ajunsese la televiziunea română, eram deja la Cinematecă, la televiziune, asta făceam, între altele, traduceam pentru o comisie de asta de cenzură și un angajat din televiziune a venit să-mi spună la un moment dat că există un domn care are aceste casete, că asta e povestea foarte pe scurt. M-am dus, am tradus primul film care, de fapt, m-a verificat la primul film care era Dr. Jivago, întâmplător din nou unul dintre filmele mele preferate. Știi, de fapt, poveștile și mai frumoase s-au întâmplat după aia, pentru că atunci știi că e exact cum suntem acum. Noi suntem în ochiul furtunii, știi? Și nu-ți dai seama foarte bine când o să avem distanța necesară. E ca la tablouri. Când se vor deconta lucrurile. Când poți să vezi altfel lucrurile de la distanță, e cu totul altceva, știi? Și acum, sigur că mi se pare frumos, de exemplu, au venit la un moment dat să-mi iau un interviu pentru British Airways, că apropo că e greu cu avioanele în ultima vreme, pentru revista din British Airways. Și cea care mi-a luat interviu mi-a adus o carte întreagă despre cum a circulat Dr. Jivago, romanul inițial. Și mă uitam că, prinsă în vâltoarea asta, n-apucasem să citesc mare lucru din ea. M-am bucurat când am primit-o și s-a rătăcit printre multele cărți din casă. Și acum
când sigur că am avut mai multă vreme, așa de tare m-am bucurat. Cred că, de fapt, nu este o satisfacție mai mare decât să vezi un lucru de care ai uitat și să redescoperi, mai ales când e vorba de o carte. Și mi s-a părut foarte frumos că era o englezoaică și că s-a gândit la văzuse Chuck Norris versus comunist, că eu spun de Dr. Jivago și e exact o carte despre asta. Frumusețea era că toate erau traduse de aceeași voce. Filmele în limba engleză, în general, erau traduse de Irina Mistră. You are a bunch of f***. Niște tâmpiți sunteți cu toții. You know why? Și știți de ce? Era un fel de fereastră către Occident să văd și eu cum e, de fapt, lumea liberă. Cred că toți respiram în același timp. Inspiram și expiram în același ritm. Din punctul tău de vedere, de om care ai văzut zeci de mii de filme, și cred că nu exagerez dacă spun asta. E întotdeauna cu numărul celor care mă urmăresc pe Facebook. E o coincidență, una din miile de coincidențe din viața mea. Adică acum sunt vreo 25.000 și ceva. Da, de oameni care se uită care și sunt interesați de ce faci. Da, 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 în principiu, da. Și cam atâtea și filmele, nu? Da, întotdeauna merge în paralel treaba asta. Și evident, acum, în perioada asta, lumea având mai mult timp și implicit și eu având mai mult timp, am văzut mai multe filme, iar ei au fost mai mulți aia care s-au uitat să vadă ce s-a întâmplat acolo. Și... Deci ești un om conectat. Da, 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 da. E adevărat, sunt un om și ajutat, nu numai conectat, că dacă nu ar fi Daniel să mă ajute să pună din când în când el câte un mesaj, întotdeauna, sigur, eu îi dau un text, dar eu de multe ori nu reușesc să-mi văd propriul Facebook. Aha, adică, deci Irina Margareta Nistor are un om de social media. Sună bine. Da, mă rog, sună foarte bine, dar de fapt e un prieten și ce-mi place cel mai tare este că e un arhitect, știi, apropo de rețea. Deși el construiește o rețea. A fost o chestie foarte nostimă. Am fost la Timișoara, am prezentat Casablanca în aer liber, la filmul distanță. Filmul tău favorit. Da, ai la povestit distanță, asta de multe ori. Da. Da, tocmai asta am vrut să și măsor cum o să reacționeze lumea la filmul meu favorit, cu atât mai mult. La distanță, cu mască, toată lumea, Timișoara e Timișoara. Și ce mi-a plăcut cel mai tare e că la sfârșit toată lumea a aplaudat. Deci a aplaudat ca la teatru pentru un film minunat și care e mai potrivit ca niciodată. Și fiecare replică în parte, mă uitam cât de deșteaptă e și cât, sigur, el a fost inițial o piesă de teatru și se simte chestia asta, dar oricum au lucrat foarte mult la ea și au lucrat. E foarte actual, știi, pentru că sunt actori de pe mai multe continente, e o poveste de dragoste, e ideea de a avea un crez, de a avea un lider, un idol. Exact. Voilà, ăsta e un idol adevărat, așa, știi. După film am ieșit evident la cine și am nimerit într-un restaurant care mă și-a amuzat că avea nume englezesc, așa, adică era foarte în continuare și a apărut un puști care servea la masă și care era născut fix în 85, asta mi s-a părut foarte drăguț și care zicea, mai vorbiți, mai vorbiți, și mă topiți când vorbiți, și mi s-a părut așa drăguț, zic, dar cum Dumnezeu ai prins, că dacă erai născut fix în 85, am prins și iar venea și iar mai, și mi s-a părut foarte, adică mi-a încheiat seara foarte, foarte frumos, așa, și, da, și ce pot să fac? De ce nu e voie să facem poze? Putem să facem o poze? Da, evident, da. Nu e voie? De ce să nu fie voie? În principiu, în ideea, abar n-am, nu știu, nu din punctul meu de vedere, n-am. Eu, oricum, cred că, știi cum se zice, apropo de idol, că tot ne-am distrat, și apropo de idol, știi că idolul de obicei e o statuie, ai văzut câte au dărâmat recent, adică, da, inclusiv că... John Wayne, adică eu cred că nu e bine așa. Asta l-am știut. Da, i-au dărâmat statuie John Wayne? Da, da, da. De unde? Statuie John care Wayne, abar, da, de undeva. Statele Unite? Da, în Statele Unite, evident. Că văd că au început și în Marea Britanie. Da. Aici, dacă era John Wayne, nu era bine că era western, deși filmele preferate al Neanicu, ca de altfel ale oricărui dictator, sunt westernurile, așa. Aș putea să psihanalizez chestia asta ca să înțelegem mai bine de ce. De ce și cum, da, dar de asta spun că m-a amuzat și asta, pac, deci poți să dărâmi așa o statuie. Asta ziceam apropo de fotografie, că se spune că fur sufletul, nu știu câte suflete am avut, așa că la pisică zic ei ca o nouă vie suflete ce-or fi la mine. La fotografie ai făcut în viață? Da, știi care e culmea? Te oprește lumea pe stradă? Da, da, te oprești. Acum, tot rău spre bine, e chestia asta cu pupatul, că nu mai e voie, pentru că știi, din când în când lumea... e adevărat că și eu când eram copil, când vedeam pe câte cineva și chiar era mai mare, spune-se la rămâna televizor, așa, era tendința asta, nu neapărat să mă duc să pupă cineva, că eu la mine în hol ai văzut că scrie pupatul oprit. Cu 3 ani înainte să se întâmple chestia asta, am avut o petrecere la care mi-am dat seama că vine multă lume și zic, hai să punem de aia ca fumatul oprit. Așa, n-a ajutat la mare lucru, dar asta e un lucru bun, pentru
pentru că acum măcar să păstrează distanța, adică eu cu pozele n-am nimic, de asta cu pupatul strâns, un brațe mai încet, așa. Este vorba de o fată cam trăsnită care iese din pușcărie și se întoarce în lumea ei de mafioți. Vrea să se îndrepte, nu-i merge și atunci îi șantajează pe aceștia cu un copil ai cărui părinți au fost uciși. Complicat, nu-i așa? De-aia trebuie să mergeți la cinema, vă spun eu. Îți plăceau filmele dinainte, nu cred că le descoperise și atunci? Nu, de la 2 ani văd filmele. De la 2 ani? Da. Deși ce vedeai? Ce era la TVR? Și apoi nu, la și la cinema m-au dus prima dată la 2 ani, da. Așa de repede? Da, m-au dus foarte repede și iar la TVR mă uitam extrem de mult, știi, apropo de idoli, idolii mei în perioada respectivă erau toate personajele din Capitanul Valvârteș. Și drept care eram foarte mândră, mai ales pe unul dintre personaje, Irina Bora, o chema Irina, deci dintr-o dată nu mai, altfel nu eram foarte încântată cu numele ăsta. Dar atunci mi-a plăcut. Da, Margareta, ai folosit vreodată acest nume? Să știi, până la jumătatea vieții mai tot lumea spunea Irina și acum multă lume îmi spune Margareta. Mulți uită complet pe Irina și spun direct Margareta sau foarte mult mai spun Margot pentru că sunt foarte multe Irine, după cum vedem că deja suntem două. Da, adică, Asta, bine, acum o să fie Anastasie, o să fie Sofie, o să fie altele, da. Ne întoarcem la film. Și mă gândesc că filmele, dându-ți așa șansa de a evada, erai mereu într-o lume paralelă cu realitatea. Toată viața realitatea. Am fost în continuare și acum am reajuns într-o lume paralelă și acum, da. Adică e lumea mea a filmelor. Și e sănătos? Și din când e util? E o soluție? Cred că pentru unii poate fi o soluție, dar pentru asta trebuie să te îndrăgostești de film suficient și nu așa, știi, să-l mănânci ca pe semințe. Adică să nu fii foarte atent la ce se întâmplă acolo, ci doar din fiecare film să știi că ai rămas cu ceva sau cu ceva care ți-a displăcut eventual. Walt Disney nu putea să prezinte un film în care să nu fie și puțină animație în Profesorul Distrat. Două filme mult apropiate ca gen, cu bancuri mai bune sau mai puțin bune, dar care prind la public larg. Eu cred că cinematograful este cea mai democratică dintre arte. În primul rând, e pe înțelesul oricăruia dintre noi. Depinde de filme. Depinde de ce înțelegi. Că fiecare înțelege cât poate dintr-un film. Da, e adevărat, dar sunt undele... E spectacolul cel mai la îndemână. Da, corect. În momentul în care vezi un film, dacă știi să te atașezi de el și mai ales dacă îl vezi însoțit de cineva, deci o călăuză cinematografică, după părerea mea, este extrem de utilă. Nu să-ți vorbească ore întregi, dar alea 5 minute sau 7 pe care le spui înainte să înceapă un film, cât să nu-i plictisești și cât să îi tentezi sau să le atragi atenția la ce ar trebui să uite. Sau aici era o chestie foarte frumoasă la tot la Casablanca, pentru că e scena aia teribilă când cântește un imn nazist și intră Laszlo cu Marseieza și așa și după care strigă vive la France, vive la liberté. Ori eu eram în Piața Libertății, ori noi n-am fi la avut Timișoara. Libertatea fără Timișoara. Știi? Și mi s-a părut foarte frumos. Știi? Și atunci sigur că au fost infinit mai atenți pe scena cu pricina. Deci le deschizi doar un pic așa, nu le spui chiar tot ce se întâmplă. Ai dat un titlu, dacă călăuza cinematografică, Irina Margareta Nistor, deși cred că nu e un titlu foarte popular, pentru că oamenii nu mai știu, n-au văzut călăuza, deci dacă îi trimiți în cinematografie, cred că e ușor prea departe. Tarkovski, da. Da, deci Tarkovski cred că e pentru generația noastră și nu pentru acelor care stau acum cu ochii în telefoane. Mă refer la cei care stau doar cu ochii în telefoane. Da, asta e o idee bună. Știi ce mi-a plăcut cel mai tare? Am avut un TEDx care se chema chiar Growing Together. Și am crescut împreună pentru că eu la rândul meu descopeream filmele și o lume pe care toți ceilalți o descopereau. Dar erau niște voluntari. De câte ori pomeneam un titlu de film, i-am văzut pe voluntari că scoteau telefonul și notau. Și am zis, dacă eu am obținut chestia asta, e foarte bine, pentru că ei după aia măcar o să vadă filmul sau o să caute regizorul sau... Și asta mi se pare foarte important, știi, apropo de călăuză. Da, știi, adică e ideea să le dai așa măcar un film ca să-și facă rețeaua după aia. Rețeaua de...
Da, de altfel de idol, da, 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 pentru că altfel o să ne... Deja e o rețea paralelă, da, da, știi, da, cu rețeaua aia, da, foarte, da, concretă la care au acces în fiecare zi, care înseamnă niște fete bine îmbrăcate și niște băieți cu mușchi. Asta este o rețea cu niște îndrumări, știi, ca să spun așa, adică nu e la întâmplare toată treaba asta și plus că există o bulimie a netului, știi? Eu, de exemplu, când îmi pregătesc emisiunile pentru Vocea Filmelor, pentru radio, întotdeauna caut o chestie după care dau următoarea. Eu zic că e o foarte mare șansă pentru noi. Sigur că și până acum aveam casa plină de dicționare și întotdeauna când mă întreba cineva ce aș lua pe o insulă pustie, sigur aș lua niște dicționare, mai ales când am nevoie de curent electric. Dacă ai plecat pe insulă pustie, mi-ai luat un dicționar? Da, mai multe dicționare, nu? Ca să ce? Să cauți ce? Ca să caut, pentru că n-am apucat niciodată să citesc un dicționar ca coadă și mi se pare... Nu, carte de telefon, știi, ei nu mai știu ce să ai carte de telefon. Era o chestie cam așa de groasă în care era toată lumea trecută cu adrese, în afară de aia care aveau nume la secret, dar în rest găseai adrese. Deci și ai fugit cu dicționarul sunt, după tine. Da, da, da. Deși eu personal sunt salvată de o carte de telefon. Apropo de asta, pentru că atunci când am fost foarte bolnavă, bunica mi-a luat o carte de telefon mai veche, dinainte de război, aveam 13 zile, mai veche, doctorii români au zis că, i-au zis, mamei să fac altul. Și a căutat o carte mai veche unde erau trecute meseriile și a zis, acolo unde deschid, pe ăla-l chemam. Și au deschis la doctorul Wiesenfeld, care... M-a salvat. Deci, vezi, pentru asta era util, că era și cu meserie cu tot. Deci sunt salvată de o carte de telefon, numai de un doctor. Da. Numele Irinei este probabil unul dintre primele regăsite pe listele de pasageri ale zborurilor aeriene interne. După ce s-a încheiat starea de urgență, a început să călătorească. Și de atunci, de la final de mai și până astăzi, continuă să fie în fiecare loc din România unde se întâmplă ceva legat de film. Pe toată cariera asta construită pe filme, da? Uh-huh, uh-huh. Cariera e mult spus. Știi că în englezește carieră înseamnă orice meserie. Știi că e o chestie. În carieră, în românește, înseamnă cu totul altceva. Cariera e ai să transformat-o să într-o scrii, carieră. Da. Puteai, da, să se termine, da, 90, da, să-ți, da, iei o slujbă, să-ți iei, da, o de franceză, să, da, lucrezi la, da, un institut cultural, să faci, da, lucruri care, pentru care aveai competență. Și totuși, ai rămas cumva să salvezi filmele cu vocea ta, povestindu-le, exact ce spuneai, da, da, puțin, da, mai devreme. Ai devenit pentru generații întregi călăuză către filme uitate, către filme pierdute, către filme ascunse. Ai recomandate, deschis... că toată perioada, da, asta, când am făcut la liste, lista ai făcut, lui Schindler, e nimica, da, sigur că... Normal. Toată lumea cerea, da, top, da, da, 10, da, filme. Da, așa, da, nu numai atâta, ce să vadă, ce să mai vadă, că toată lumea a văzut foarte multe pe Netflix, pe HBO, exact, pe ce-a fost. M-am bucurat foarte tare de televiziuni care au dat foarte multe filme din anii 80 pe care cândva le-am tradus și m-am gândit niciodată că o să le revăd și măcar o bucățică din ele și e extraordinar să le vezi cu ochii de acum. Mi se pare fascinant. You don't agree. You're wrong. Nu ești de acord. Greșești, să știi. Personal life is dead. Viața personală a murit în Rusia. History has killed it. Nu te-ai gândit după 90 să faci ceva din care să câștigi bani sau să pleci din România? Da, nu m-am gândit. Să știe deja că în 90 am vrut să rămân la Paris. Chiar și nu se știe nimic. Noi pornim de la premisa că nu se știe nimic despre bun, tine. Am depus chiar și actele unde eram foarte așa în formulă de cocktail acolo la poliție. Adică cred că eram cea mai nebronzată dintre toți care vreau să ceară azil politic la... Era imediat după mineriadă. Deci aveam motive să cer un azil politic. Și lăsai casa asta în care trăisești până atunci? Da, îmi lăsam părinții și bunica atunci și știu că după aceea mi-a povestit mama că pentru prima dată în viață tatăl meu a plâns la ideea. Și am zis gata, la revedere. Asta eu voisem să rămân. Mama avusese o bursă când aveam 18 ani și tata a făcut toate diligențele să-mi dea un pașaport și s-a dus, când am primit refuzul, s-a dus el să discute. Era foarte impunător, așa era ca un actor american, s-a dus să discute și el a zis, aveți impresia că suntem proști? Are 18 ani, știe franceză, mai că să-i acolo, cine să mai întoarce? Pleacă, domne, de aici. Da.
Și atunci deci n-a mers. Da, atunci n-a mers. Ne-am mai gândit noi la un moment dat la un mariaj blanc cu diverse soluții și până la urmă am renunțat. Deci în 90... Erau gata stămărite doar ca să te exporte. Da, da, exact, exact. Da, 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 așa. Și da, pentru că noi credeam că o să țină câteva mediu aici, era toată treaba, nimeni nu și-a imaginat. Că de-aia încerc și acum să dau speranțe, că și acum toată mi-a impresia că nu o să se mai termine. Ba da, o să termine, s-a terminat comunismul, da, păi, perioada pandemia, asta, da. Sigur că pandemia o să se termine mai repede. Și am depus și ce și m-am dus acasă și la CNN era marșul în tăcere pentru Marian Muntean. Și am zis, suntem un popor minunat, eu mă întorc acasă. Și mama fericită mi-a trimis un bilet de tren, că n-aveam bilet de întoarcere. Plecasem cu o mașină cu un prieten francez, Jacques Donard mă luase și plecasem cu el cu mașina, deci nu aveam întoarcere, mi-a trimis repede un bilet de tren. Dar oricum m-am și ce ai făcut după 90? Nu mai era nevoie de tine. Păi după 90 nu, eu lucram în continuare în televiziune, că nu i-a dat nimeni până cap încă să mă dea afară, doar abia 99 s-au gândit. Și m-am întors, cei de la MGS pe care bine îi cunoști au fost foarte supărați că m-am întors și un timp n-au vrut să lucreze cu mine și au zis aveai ocazia să rămâi, știai și limba, puteai să-ți găsești o meserie, fă-ți singură, știi că noi montaj nu putem face singur după cum știi, deci s-au supărat pe mine un timp destul de îndelungat până i-ai fi răzbunat cu plecarea. Da, cred că da. Cred că era ideea că ei ar fi vrut să facă chestia asta și nu puteau. Eu puteam și n-am făcut-o, știi, cam asta este. Da, au fost momente când mi-a părut rău, dar și momente când am fost atât de fericită încât am zis, da, într-adevăr, chiar suntem un popor minunat, pentru că am avut un sprijin când m-am așteptat mai puțin și de la oameni absolut extraordinari, de exemplu, într-un an în care n-aveam absolut niciun ban și a venit Alexandru Tomescu să-mi prezinte un film la psihanalist. Mi se pare că uneori oamenii fac niște gesturi atât de frumoase și nu cred că, cred că totuși e o chestie care e în ADN-ul nostru să facem gesturi frumoase dacă oamenii sunt formați în direcția asta. Exista un reprezentant oficial la securității în televiziune, tovarăș Orza. Ne întâlneam deseori în lift, mergând în același loc și urcam și atâta mi-amintesc că spunea de fiecare dată te-am auzit aseară. Tu simțeai că ți se înnadă stomacul. O să mă cheme, nu o să mă cheme. Ce film a văzut, ce film n-a văzut. A fost ăla în care am zis comunist împuțit. Ai plecat în 99 din TVR, a fost o restructurare și ai fost printre cei picați, da? Exact, am picat, însă, da. Păi dacă n-am picat la facultate, la ceva trebuie să pic și eu. Nu era interesantă, deci s-a renunțat la tine. Nu, a fost oarecare panică în prima... Bine, știi cum e, ți se pare o nedreptate, mă rog, depășești după aia. Îți dai seama până la urmă că a fost tot rău spre bine, adică n-a fost foarte grav. În perioada aceea, când e clar că făceai un lucru subversiv, chiar dacă poate, cum da, spui mă rog, tu, că încerci să este... catifelezi cumva trecutul, nu era atât de periculos. Nu știu dacă era periculos sau nu, că noi nu știam exact cât de periculos era, dar era clar că ei știau că dacă n-ar fi fost să ne oprească, ne-ar fi oprit a doua zi. E adevărat că am aflat mult mai târziu că se întâmpla în toate celelalte țări foste comuniste. Dar în momentul ăla, evident că nu știam nici exact măcar asta. Exact, o țară în care aveau tot așa ca aici o singură voce care dubla toate filmele. Da, erau numai băieți, sunt singura fată sau singura femeie, da. Da, da. Ei, în perioada aceea te oprea lumea când te auzea vorbind? Nu, cerem pâine, nu. Prima dată s-a întâmplat chiar la Piatra Neamț. Era după Revoluție, eram cu mama mea și noi să cumpărăm niște covrici, cred. Și atunci, pentru prima dată, cineva mi-a zis, dar nu sunteți, deci doar după voce. Așa încât chiar la Piatra, unde am făcut foarte multe vacanțe în copilărie. Da. 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 Pentru că Margareta, de care ziceai, sora bunicii, era primise catedră în Piatra Neamț și rămăsese acolo. Bine, e greu de crezut că oamenii nu te recunoșteau după voce și înainte de 90. Da, dar nu-mi spune nimeni în mod special. Sau nu. Deși vocea nu era modificată și ea are răgușala binecunoscută, care nu e. Dar apropo de comunism și de cum era, pentru că ți-a plăcut casa, că tot m-ai întrebat de ea, deci erau două lucruri. Unu, că din 61 ne tot amenințau că ne vor dărâma. Da, că vor face sat olimpic, că vor face o cu 6 luni înainte. Deci sunteți o comunitate destul de mare. Cu 6 luni înainte era o parcare, de exemplu.
Sau, până în 63, ni s-au băgat obligatoriu chiriași. Niște unii pe care nu-i cunoșteam stăteau în casa noastră, în partea de sus, iar noi toți cinci în cele două camere de jos. Adică eu apropo de nostalgie. Mici, știi, apropo de nostalgie, că lumea asta nu înțelege de bucătărie era aici, ei își făceau bucătărie în baia de sus. Noi automat nu mai aveam acces la propria noastră baie, ne-am făcut un duș în subsol. Deci astea sunt niște lucruri pe care lumea le știe mai puțin. Sau faptul că, inclusiv la televiziune, păstra, îți oprea din leafă pentru că făcusem 25 de ani și nu eram măritată și nu aveam copii. Să lua o parte din leafă. Deci astea sunt detalii, ca să nu mai discutăm de 4 în 3 săptămâni și 2 zile al lungiu, da? Chinezii cred că ți-ar da un bonus. Să ai 25 de ani să n-ai copii. Băi, asta este. Eu aștept bunosul ăla în continuare, dar nu știu, poate acum. Da. Când ai început să mergi la festivaluri de film? La... Apropo de accesul în lumea celor pe prima care îi vedem doar pe internet. În lume interzisă, la care visăm. Da, nu știu dacă neapărat e lumea interzisă, că să știi, accesul e mai mare ca de obicei și fanii dar e sunt finit, mai adică da. Câteva mii de oameni pot avea deci, acces la un mare festival. Prima dată am fost în 92 la Carlo Vivari, a fost un noroc extraordinar. Era, Irgi Mențel era chiar directorul festivalului, printr-o cunoștință comună mi-am făcut rost de o invitație, ajunsesem la Praga cu tot o altă treabă. A, da, ajunsesem că era, cred că, un grup de... Eu am fost și ghid multă vreme de... Eu vezi, călăuză, dar și ghid ăsta, așa, pământean, că zic. Și așa, acolo am fost în 92 prima dată, după care s-a făcut o pauză destul de lungă. Iar la Cannes am fost după ce a luat Mungiu Pandoru, adică în 2008. Din 2008 am început să merg la Cannes și la Berlin. La Veneția am ajuns atunci când a avut Bobby Băunescu, a avut Francesca și el depozit pe alta, tot așa, cu un avion, dar cu un avion, cu un avion de linie, dar doar atât că m-au lăsat chiar să văd un pic cum e. Eu sunt nebunită să zbor. Nu-mi place cu barca, dar îmi place foarte mult. Sau îmi place cu vapor, dar nu cu barca, nu cu de-astea care se bălângăne. Și ai văzut multe staruri de aproape? Am văzut, să știi că nu sigur e... Sigur ai idolii tăi, chiar și acum în epoca asta. Ca să spun drept, eu sunt foarte circumspectă în direcția asta, adică prefer să văd filmele, nu neapărat să-i cunosc de adevăratele, nu întotdeauna sunt așa cum îi vezi pe ecran și pot crea dezamăgiri destul de mari și lumea așa întreabă, vai, dar l-ai cunoscut pe cutare, l-ai văzut pe... Dar prefer să nu am chestia asta, nu-mi doresc că mă... Cred că e și o formă de timiditate, mi-e greu, că mă rog, când am încotro și trebuie să fac un interviu, da, de fapt, cel mai drag mi-a fost Minghella, am făcut un interviu cu el aici la Hilton și a fost atât de drăguț și atât de... Și acolo chiar n-am avut nicio dezamăgire, dar în timpul am avut diverse care aș fi preferat să nu le iau interviu, să nu-i cunosc, să nu-i știu. Deci de-aia spun că e doar o iluzie. Că, plus că nu e așa cum își imaginează lumea, vai, dar nu dă nimeni nicio atenție. Adică să fim foarte realiști, așa că vine câte unul și spune, vai, am vorbit cu Scorsese, am vorbit cu nu știu cine. Cel mult să fac niște prezentări. Sigur că am avut noroc, știu că a vrut Joaquin Phoenix să mă cunoască că văzuse Chuck Norris versus comunizat. Asta e o chestie foarte rară. Sau îmi pare rău că n-am ajuns să-l cunosc pe Tom Hanks, care înțeleg care că tot a vorbit așa despre documentar. Da, e adevărat. Dar asta n-ai nicio captură la acea postare de pe Facebook-ul lui Tom Hanks? Nici n-am aflat de ea. Am aflat după nu știu câtă vreme. Mi-a spus și mie cineva. Adică nu n-am știut. Dar asta se întâmplă rar și chiar și așa prefer să-i văd așa de când în când pentru ego-ul meu. Dar cum s-a făcut acest documentar? Cum a apărut? Documentarul a apărut din pasiune pentru cinema, pentru că am ajuns, vreau să fac o emisiune care se cheamă Ecranul și divanul, nu m-a primit nicio televiziune cu ea pentru că mai mult se speriau de ideea de psihanaliză decât de film și ziceau, vrei una de film? Ok, dar nu așa, cu psihanaliză, nu, așa. Era și în ajun de un an de alegeri, nu știu, și am aflat că se ține un festival de psihanaliză și film la Londra și de pe zi pe alta cei de la ICR Londra au fost extrem de drăguți și m-au primit la ei, că eu întotdeauna sunt pe ultimul moment, așa. Și am stat la ei, am fost la acest festival, Ilinca filma propriu zis festivalul ca să le rămână o amintire. Și Ilinca Călgăreanu e o tânără regizoare plecată de la Cluj și era stabilită în momentul respectiv la Londra.
It was the idea that I was never translating the swearings, so of course everybody knew what they exactly meant and so on. So it was another thing, and my voice is a harsh one, so it's usually recognizable. Și în timpul festivalului de la Londra, pe care de altfel l-am adus la București între timp, a fost un film și am pus o întrebare. În momentul în care am pus o întrebare, era o sesiune de Q&A cu psihanalist. Ea a recunoscut vocea. S-a dus acasă și le-a povestit prietenilor. Bă, ce am tot pe aia de netral, ce am nouă filme, știi, așa. Ca să fim foarte, ca să nu mai idealizăm și idealizăm toate cele și așa. Și ce vrei, spui în engleză, spui de ce îmi faci un film cu ea? It's set in 80s Romania, and it's the last decade of feminism in Romania, the harshest one. Was censorship, very little contact with the West, and in this setting, blockbusters from the West started coming in on VHS tapes. One man decided to bring them into the country. Și mi-a trimis un mail, eu nu-mi citesc mail-urile, sau mă rog, pe vremea nu citeam mail-urile fiecare zi, a crezut că probabil nu vreau, dar eu mereu spun, vedeți, puneți întrebări la Q&A, că uite, așa o să facă cineva un film despre voi. And, Irina asked a question during the Q&A, and as she heard her voice, the memory of her childhood screenings of films came. Și-a filmat 3 ani de zile, mă rog, a fost o lungă, am ajuns la Sundance exact. Cu ocazia asta, am ajuns la Edinburgh, am ajuns în foarte multe locuri și în continuare sunt, de exemplu, am călătorit în India, am trecut cu niște prieteni care mi-au primit visul ăsta, era visul meu dintotdeauna și mă bucur că n-a venit pandemia înainte. Și, de exemplu, unul dintre ghizi văzuse pe Netflix, unde în continuare rulează Chuck Norris, văzuse film sau așa. Deci, practic, filmul a călătorit în toată lumea și asta mă uitam că, vezi, fiecare, de-aia spun eu mereu, că fiecare faptă bună, chiar dacă o faci sau nu, că ești conștient că e o faptă bună, ea se întoarce la un moment dat și mai ales dacă ești foarte în filme, în cinema, viața ta devine oarecum cinematografică. Nu te aștepți mai puțin, se întâmplă câte o chestie care de obicei oamenilor nu se întâmplă. De exemplu, ăla de la Londra care a citit doar într-un ziar, n-a văzut filmul, The Guardian, cred că, și a compus o melodie pentru mine. Sau... Și după aia, prietenii mei mi-au adus acum 3 ani de ziua mea, l-au adus la București să mi-o cânte, de exemplu. Goose, goose, I'm on your tail. Top Gun, stai puțin, Top Gun. Era o viață ce s-a întâmplat acolo, în video. Început să ne dorim să fim cumva eroi. Mișcarea de rezistență au fost oamenii ăștia. De fiecare dată când făceam un film, mă gândeam, pentru asta o să mă cheme sau nu o să mă cheme. Să apare New York Times e o treabă foarte importantă. Și tu ai apărut. Da. Și n-am terminat să aflu care au fost curiozitățile lor apropo de tine. O voce din Europa de Est care adusese cinematografia capitalistă, cum exact, zic capitalistă, așa, în casele unor oprimați de sistem. Da, știi că eu ziarul ăla nu l-am, de exemplu, și prima care l-a citit a fost tot Leslie Howe, care mi-a zis azi dimineață la micul dejun am văzut, pentru că ei nu mi-au mai zis ziua în care apare, știi? Așa, deci au fost foarte preocupați să văd dacă realmente au fost 3000 de filme. Asta m-au înnebunit-o. Sigur au fost, până când am zis, dacă vreți, arăta... 3000 de filme traduse, dublate. Dublate până în 89. În acei 4 ani. Exact. Eu am agendele de atunci, că notam titlurile filmelor și dacă vreți, vă fac o captură pe agendele, dar sunt pagini întregi, dacă vreți neapărat să le vedeți. Asta era dintre întrebări. Iar restul, să știi că nu mi-amintesc chiar în general. Reacția era foarte, foarte admirativă. De exemplu, la Mormoni m-a impresionat foarte tare, unde s-au ridicat în picioare, aplaudat, Newta, nu știu, da, în Utah, da. Și mi-a impresionat foarte tare că exact pe un film religios, respectiv pe
Iisus de Nazaret, exact pe asta a fost singura reacție mai puternică din partea puterii și din partea securității, știi? Și asta i-a impresionat foarte tare și toți aveau senzația asta că ce bine că ai scăpat, ce bine că... Dar ori eu nu am noțiunea asta. Dar niciodată n-a sunat niciun telefon de amenințare? Nu, de amenințare nu, chiar niciodată nu. Știi ce se întâmplă în perioada nu aia? Nu ți s-a trimis semnalul că se știe ce faci? Păi, dar era evident că se știe ce fac. Nu, dar eu nu concret. Modificam vocea, nu, în afară de momentul ăla, nu. Însă, pe de altă parte, nici n-aveau nevoie. Să știi că era mult mai abil așa, adică să-ți inducă ideea, adică să-ți fie frică. Și mie ca mie, că eu sunt cam inconștient, așa sunt construită. Părinții. Dar părinții, tot timpul nu știai cât durează, cât nu durează, ce se întâmplă, de ce mă lasă, de ce nu se... Plus că erau cei din jur care, băi, dar nu ți-e frică, dar de ce nu te oprești? Adică era suficient să te înconjoare ceilalți cu chestia asta, deci nu. Și mi-a cam că tot așa l-au prezentat și la Londra, la psihanaliză, l-au psihanalizat și au zis două chestii foarte drăguțe, că de fapt vocea mea e a unei mame care spune o poveste în fiecare seară, indiferent dacă cei care mă ascultă... Răgușite. Așa, o mamă răgușită, păi toată ziua țipa la copii, băi, ce faceți acolo? Gata, nu mai țipați, că ne aud vecinii, sau așa. Așa, cam deci, cum țip normal, la cățel? Deci normal că nu țip la cățel, în niciun caz. Nu vreau să stresez cățelul. Știu, cunosc un psihanalist și de căței, dar e tocmai la Londra. Așa. Cea care a făcut castingul pentru Vrăjitorul de Oz, unde există un cățel pe scenă care poate să joace la musical. Așa. Dar, deci ideea asta că e o voce de mamă care spune o poveste în fiecare seară, indiferent de generația celor care o ascult. Asta mi s-a părut foarte frumos, apropo de interpretări, și că povestea asta mea cu La Naiba, La Naiba, e că ideea că tot am zis La Naiba până când i-am mai împins pe comuniști puțin mai încolo. Așa. Să povestim cum folosea expresia. În loc de orice înjurătură, în afară, în orice, în loc de orice F-word, asta era... soluția. Noi nu înjurăm în casă oricum și cum de fiecare dată subliniez, pentru că iar e o chestie apropo de nostalgie, de cumplitele închisori comuniste, unde era una din modalitățile de tortură, punea să se înjure între ei, să-și înjure părinții, să-și înjure morții dragi. Deci nu înjurat eu cu vocea mea, voce de torționar, nu. Ți-a venit greu să treci de cealaltă parte, dacă vrei, într-un fel sau altul, a baricadei, când ai început să comentezi filme, să-ți asumi păreri despre ele, să le argumentezi? Nu, cred că, da, întotdeauna, mă rog, trebuie să ai oarecare limită, adică nu să-ți imaginezi că tu le știi pe toate, aici e foarte grav și foarte des întâlnit în România. Efectele speciale nu lipsesc, chiar decorul am putea spune că seamănă oarecum cu cel din Batman și Robin, ceea ce înseamnă că, din nou, s-a făcut mai întâi un studiu să vadă exact cam ce ar vrea publicul. Și nu puteau să lipsească și niște animăluțe, mai ales că vin de pe altă planetă. E de fapt un film de science fiction, dar este și un film de acțiune și este și... o comedie, îl descrie Will Smith. Îmi spui că toată lumea îți cere liste, că toată lumea vrea să știe la ce se uite, ce să vadă. Da, și eventual după aia zice, da, ăla nu mi-a plăcut. Și atunci eu mă bucur foarte bine, eu spun ce mi-a plăcut mie. Că ai și... favoriți în noua generație de actori? Nu. Deloc? Nu, chiar nu. Adică nu e un actor așa... Jennifer Lawrence, nu știu, îți spun... Auleu, nu, aia chiar deloc. Nu, aia chiar deloc. Chiar ai nimerit-o prădător cu Jennifer Lawrence. Mai ales că știi că a jucat într-un film cu Ana Ularu și a mai ciuntit în scene ca să nu-i fure vedeta, ceea ce se cheme. Deci nu. Îți spune un actor cu care nu vrei să faci un interviu. Cu foarte mulți dintre ei n-aș vrea să fac un interviu. De exemplu, n-aș vrea cu Brad Pitt n-aș vrea să fac un interviu. Deci știu că toată lumea e nebunită după el, dar eu îl văd în continuare derbedeul din Thelma și Louise din Benzinărie. Și un Oscar? Da, bine, asta da, îl merita întru totul. Deși debatable, ca să zic așa, discutabilă scena în care face mișto de Bruce Lee, de altfel a fost și dat în judecată Tarantino pe chestia asta și mă bucur sincer că și-o merită. Nu faci glume proaste despre oameni care au murit și nu se mai pot apăra și nu te mai pot cafti, dar mă rog, ajunge el acolo și o să-și ia o porție și o să facă când îl vede, adică cred că de la intrare așa, să-i zică, Sfântul Petru, dă-te un pic așa, că am puțină treabă cu asta. Așa. Asta așa, ca să-ți aminte că ai tradus și destule filme cu Bruce Lee. Da, și mi-era foarte drag și doar atât că pe vremea aia habar n-aveam că el era mort de mult, știi, apropo de mirajul cinemaului, știi, că ei de fapt nu mai existau. Deci asta spun, eu mi-l amintesc pe el doar de acolo unde e un derbedeu într-o benzină.
benzinărie, de care decât ori ajung într-o benzinărie, evident, cu prieteni care au și unde îmi place cel mai tare să cumpăr CD-uri, să... Toată lumea spune, da, acolo tot e mai scump, da, da, eu merg eu foarte rar, îmi place teribil și acum, mai ales după pandemie, la primul drum, ce putem să luăm dintr-o benzinărie. Deci nu, n-aș vrea să fac un interviu cu el, niciodată. Dar nici cu Angelina Jolie, chiar e mai rău, deci dacă am de ales o aleg pe el, ea nu. Never ever. Dar cu Jennifer Aniston? Poate oarecum, da, nu, nici măcar nu. Nu, poate Meryl Streep s-a purtat extraordinar de frumos la Berlinale, nu mă așteptam, spre deosebire de George Clooney, care a fost extrem de dezagreabil, mai ales cu presa, cu o fată tânără din presă și așa. Și... cred că nu era necesar, că el are atât de mult succes încât, știi cum e, succesul ăsta trebuie să ți-l și păstrezi, adică să știi să te faci iubit de publicul tău și nu să faci câte un gest ăsta în care lumea și-l amintească greșit, ca de exemplu la Julia Roberts, care îmi plăcea la nebunie, până am văzut la San Sebastian unde a făcut atât de multe fițe, că dintr-o dată n-am mai putut să văd cu aceeași plăcere niciun film cu ea. Apropo de faptul că trebuie să știi să-ți păstrezi publicul, la tine chiar s-a verificat și noi n-am făcut decât să traversăm puțin Bucureștiul, să venim în veranda aici, sau cum să-i spunem, pe terasa din spatele care casei. Care s-a deschis înaintea tuturor, legal, da, suntem exact, uite, la distanță, să știi că am ruleta aici, putem să... Îți mulțumesc, doamna Irina Margareta Nistor, că nu mai știu exact dacă e Margareta sau Irina acum la final de întâlnire. Și îți mulțumesc. Te îmbrățișez. Bună seara și la revedere!